Vă salut, prieteni! Astăzi suntem în 3 septembrie. Mai fac câte ceva pe aici, pe la Stupină, și am zis să vă mai fac un filmuleț, să vă mai arăt ce am mai făcut. Am început să anulez roinițele astea care nu au luat, nu s-au împerecheat reginele. Le iau de aici după poziție și mut ramele, le mut în următorii care au regine împerecheate. Acolo l-am luat pe ăla din mijloc. Le-am băgat ori stânga, ori în dreapta, ori pe amândouă într-o roiniță. Acolo au luat toate trei. Acolo din trei, două nu s-au împerecheat. Acolo iar din trei, două nu s-au împerecheat. Am avut o rată mai proastă de împerechere pe sfârșitul ăsta de august. Am uitat și aici. Și acolo câte am anulat. Aici ce am avut o rată mai bună. Am anulat doar două roinițe. Acolo pe rândul ăla iar doar două. Pe primul rând de acolo doar una am anulat. Uitați, începe să scoată și puietul la zbor, ăștia lanții care au rămas. Pe ăsta trei am anulat și le așez așa acolo, le dezinfectez. Ăștia nu pot să-i dezinfectez că sunt din polisiren decât cu apă cu clor. Un litru de apă, 200 de ml de clor și îi îmbăiesc bine și așez acolo. Bineînțeles, sunt fără ramenei, doar cutiile goale. Cutiile goale sau cu diafragmele. Trebuie să vă și arăt. Vedeți? Cutia goală cu două diafragme. Așteaptă sezonul următor. Am mai anulat și după aici. Burianul a crescut foarte înalt. Trebuie să, după ce termin cu extrasul, cu ce mai am eu cu unificat roieștea, să mă apuc să fac un pic de ordine pe aici, să tun gazonul. Asta a început să usuce și el, că nu are apă. Prigurile încă n-au plecat, tot se mai aud. Așa, dacă nu i-am stropit prunul ăsta, văd că l-a mâncat de tot omizile. Da, să vă mai arăt stupul ăsta care... Astea sunt roie a 6, care l-am tot filmat zilele astea. Ăsta, care i-am scos niște rame cu miere și le-am făcut eu coronița. Vreau să-l deschidem să vedem cum se comportă albina pe ramele alea, dacă regina a ajuns acolo. O să pun camera așa, pun puțin pauză. Ia să vedem ce găsim noi în el. Ce a făcut cu ramele alea care am format eu coronițele. Care mai ați urmărit? Astea trei le-am dat într-o parte, erau cu puiet. Și astea două de aici. Astea 1, 2, 3, 4, 5. Le-am format eu coronițele. Ia să vedem. Se vede bine? Hai că se vede bine. O să fac și mai aproape. Da, ia să vedem. O să le luăm la rând. Să vedem ce s-a întâmplat cu puietul ăla. L-a răcit. Că l-am dat în margine. Cineva zicea că acum se centralizează puietul. Da, normal, se centralizează, da. Nu vedeți cât albina am eu în stupul ăsta? Asta e prima ramă formată cu coroniță. Așa, băgat nectar pe... Eu nu le stimulez. Ia uitați,
Deci eu i-am format coronița așa și aici deja a băgat nectar. Nu știu cum să dau eu. Așa. O să o așez eu aici. Uitați aici unde sunt fetele cu capul intrat. Vedeți că se vede că lucește. Aici n-a băgat, dar doar porțiunea asta. Și puțină păstură, cred că era păstura asta pe aici. Să vedem ce a făcut mai departe. Nu mă aștept să fie pontă pe ele, pentru că oricum au cam încetat cu ponta. Pontează foarte puțin acum, pe o ramă, două, maxim. Asta era o ramă cu puiet. Ia să vedem. Mai are ceva căpăcit aici. Larve. Ia să vedem cum face. Da, e larvar și aici. Deci încă e larvar aici. Uite de aici, din mierea asta care nu e căpăcită. Așa. O jumătate de ramă, să zicem. Și aici la fel, așa până pe aici. Mai sunt și niște larve mari, aproape la căpăcire aici. Da, acum se văd, da? Bun, deci nu s-a întâmplat nimic cu puietul ăla. Să ne uităm până în marginea stupului, până la ultima ramă. Vedem, poate pe asta l-a dat afară. Ia uite, a început să umple mai bine rama, fiind mai în lateral, a început să bage nectar pe aici. Vedeți? A mai rămas un pic de spațiu acolo, unde a fost puietul, a ecluzionat și a început să umple. Fiind ramă mărginașă, caută să bage miere în ele. Aici e mai mult puiet căpăcit. Ia uitați, vedeți? E până aici, așa, până aici. Mă aștept să fie mai mult de atât puiet. Ia să vedem și ultima ramă. Asta era puiet mai puțin. Asta deja a burdușit-o cu nectar. Ia uitați. E la față aproape toată plină. Blochez. Ia să vedem mai departe. Așa. A doua ramă din cele 5 care le-am golit, care le-am format eu coroniță. Nu mai e nimic cu ele. Dar vedeți coronița cât de frumoasă este. Uitați de aici și până aici. Am mai băgat ceva nectar pe acolo. O să mai consume și ele până se va strânge în ghem. O să mai consume mierea asta care nu e căpăcită. Și va rămâne mierea aia care am lăsat eu o coroniță frumoasă. A doua ramă, asta la fel, iarăși a băgat deja ceva nectar aici, am storcit-o bine. Vedeți că lucește pe acolo? Deci eu le-am golit partea aia de jos și ele tot a băgat ceva.
A fost un experiment. Oricum, când le sortez ramele atunci când le strâng de iarnă, le sortez. Trebuie să formeze ghemul pe celulă goală, nu pe placă de miere. Lași placă de miere și n-are unde să-și formeze ghemul. Dar se vor mai organiza ele până mai târziu, așa, până începe să... Da. Asta e ultima ramă ce am format eu coronița. Ia să vedem. Și cu asta la fel. Am mai băgat ceva nectar. Ce poate să facă de aici încolo? Cam atât. Să mai bage ce mai găsește și ea prin natură. Puiet doar aici pe ramă. Adică puiet, mă refer la ouă și larg. Tânăr. Așa, puiet căpăcit. Mai avem și pe asta. Da? Uite și regina e aici. Nu se vede dacă se vede acolo. Da, cred că se vede. Da, uite așa, camera și... Vedeți reginuța? Ponta face. Da. Are ponta proaspătă aici, unde e ecluziona puietul. Au, iar am storcitoar bine. Deci aici, unde e ecluziona puietul, i-a venit și pontează. Iată, și placă frumoasă de puiet aici. Cred că se vede. Să ne uităm și la ultima ramă, că am zis că ne uităm la toate. Și asta e plină cu puiet, tot așa. Dar are coronița un pic mai mică și va ecluziona puietul ăsta de aici și vedem, ori o bag în centru, vedem. Are și puiet larvar. Cred că o să fac acum o rocadă. Le dau așa. Până se va termina cu puietul ăsta. O să le bag în centru aici. Și dacă ea va dori să mai extindă și pe altă ramă, și pe asta cu puiet. Am să o bag tot aici. Așa. Eu am vrut să văd ce se întâmplă cu alea care le-am golit eu și le-am poziționat pe mijloc. Am vrut să văd ce se întâmplă, dacă cumva începe să ponteze pe el. Acum o să le scot și pastea care avea puiet pe ele. Scot așa câte două. Și o să le pun central. O să-i așez, practic, cuibul tot așa cum a fost el. Asta nu o mai bag, că are puiet mai puțin, mai are puțin de ecluzionat și e foarte plină și o las acolo. Deci pe astea patru are puiet. Și le-am poziționat acum 3 cu mâncare aici, 4 cu puiet și 3 cu mâncare aici. Eu zic acum este ok. Nu mi-era teamă că era foarte bine acoperită de albin. De asta am și făcut treaba asta, să văd dacă regina se mută pe ramele astea. Nu, s-a mutat tot acolo unde a avut puietul
a continua cu ponta și experimentați, oameni buni, că numai prin experimentări de astea te dezvolți. Bun. Eu cam asta am vrut să vă arăt pe aici, pe la Stupină. Altceva, nu știu ce să vă mai arăt. Mai filme și altă dată.